Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Am fost la meci la Macedonia-Ucraina. Cine? Ce Macedonia meci? De Nord. De Nord. Da, Macedonia de Nord. De vest. Aia de vest n-a venit. Cine se consideră că era jucat acasă? Austria. Austria. Pardon, da, Austria. Frate, mi-a plăcut organizarea, a fost impecabilă, ne-am dus cu metrou de la ieșire, de la pasaj de la Muncii, de acolo, de la stația de metrou Muncii. Totul era super organizat, voluntari, poliție și un semn foarte frumos. Când am intrat pe Marele Bulevard spre Basarabia, spre Marele Bulevard spre stadion, un vraf morman de sticle goale de bere sau sticle mai plinuțe de bere, confiscate. Acolo era primul filtru. Da, primul filtru. Deci polițiștii noștri... Scurtă paranteză înainte de a depăna, să vă spunem că organizarea pleacă de la aia, treaba cu brățările. Da, brățări. Fără brățări nu poți. Ca să intri la meci, trebuie să fii vaccinat, să fii trecut prin boală sau să prezinți un test negativ PCR. Uh-huh. Și s-au organizat mai multe centre în și București. Să ai bilet de meci. Și să ai bilete. Da, da, s-au organizat mai multe centre în București unde biletul puteai merge... Biletul se dă pe CNP, adică e treabă. Da, da, da. Puteai merge să primești o brățară de acces, uh-huh, în urma dovedirii unuia dintre cele trei aspecte menționate. Ceea ce a făcut să nu fie deloc aglomerație la stadion, ba dimpotrivă, noi am găsit bulevardul Basarabia, era pregătit de atac nuclear, în condițiile în care au fost doar 9.000 de suporteri la acest meci, de spectatori, nu suporteri, da, la acest meci. Mamă, pregătirile erau, ziceai că au venit englezii și sârbii și o să fie... Omor de pe lume. Omor. Da. Toată poliția. Cred jandarmeria a scos toți caii pe care i-avea. Am văzut cai foarte frumoși. Toate elicopterele noastre. Mașinile de poliție patrulau cu girofarele aprinse, fără sirene. Dar patrulau așa cu 5 la oră, câte două, în tandem. Da. Mergeau pe tot bulevardul încet, în stânga-dreapta. Traficul și... închis, total auto. Da. Și erau câțiva așa. Cred că le-a fost frică de huliganii austrieci care sunt renumiți. Băi, dar ce răi ei sunteți. Se strâmbă foarte urât la poliție. Deci, ați uitat și... când mergeați pe bulevardul ăla împinși ba de unul, ba de altul, că era puhoi de lume? Da. Ați uitat că nu erau porțile deschise la ora la care scria pe bilet? Băi, nu, asta... Ați uitat că ne buluceam cu toții pur și simplu. Acum nu ne mai... Nu ne place nici așa. Excepțional organizarea. Da. Foarte mulți voluntari cu care te îndrumau, te îndemnau, te... Multe puncte de informare. Da. Mie, mi-a căzut biletul din buzunar înainte să intru. Da. L-a recuperat Luca. Bă, ți-a zis-o, Zafa, mi-a zis-a căzut. Da, foarte frumos. Încă un lucru foarte important. Dacă mergeți cu bagaj la meci, sunt locuri speciale în preajma stadionului unde puteți să vă lăsați bagajul ca la gară. Și îl lași vă lași acolo ca să nu-l ai grijă lui pe stadion. I-a căzut biletul pentru că era fascinat de pasărea de fier, a văzut elicopterul și practic a fost marcat. Erau două elicoptere. Cum apărea elicopterul, Vlad pierdea legătura cu noi, scotea telefonul și ce persoană. Unul padula și altul stătea la punct fix, cred că ăla de la punct fix îl pusese, să apăsase pe butonul hover, afară de mâncat un sandwich ceva și a zis, stai un pic aici că mi-e foame, pac. Crezi că te-au văzut și ei? Da. Cu siguranță au văzut că aveau camere de alea de... Eu le făceam cu mâna. Da. Surprinzător de puține austrieci, bă, avem și ghinion, eu-ți spun. Deci, am avut șansa să organizăm și noi, să fim coorganizatori la un campionat european. N-a fost să avem echipă de fotbal, prima durere. Asta era de mult. Ceea ce e trist, să fii gazdă și să n-ai echipă. Da, dar ne-am obișnuit cu tristețea asta, crede-mă. După aia ne-a picat grupa asta, care nu e cea mai strălucită dintre grupe, ba dimpotrivă e considerată cea mai slabă. Așa. Da, să zicem și asta. Ce am avut și noi de găzduit nord-macedoneni și austrieci, ieri. Uh-huh. Au venit, cred că erau sub 1000 de austrieci. Extrem de puține, adică așteptările, pentru că e un zbor foarte scurt și ieftin, uh-huh, că sunt multe low-costuri. De la Viena la București e cale de o oră și ceva și mă așteptam să vină mulți austrieci, dar se pare că din cauza pandemiei oamenii nu prea circulă, că ei sunt mai nemți așa și... Dacă dădeau cremșnit la intrarea stadion, cred că vreau mai mulți austrieci. Altfel, nord-macedonenii... Foarte mișto oameni. Foarte buni. Și au fost vreo 3.000. Uh-huh. Mi-a părut rău de ei că au mâncat bătaia, mai ales că austriecii mi-au adus aminte de Naționala României. La fel sărea mingea și din austrieci, pe teren. Da, diferența e că la un moment dat a sărit bine. Adică... Este adevărat. Când s-a dus Alaba, cele două goluri, când Alaba, capitanul Austriei, fundaș central, a fost trecut de selecționer, ca a explicat și selecționerul. Noi am remarcat acolo pe stadion. L-a mutat fundaș stânga
Și omul a început să urce în atac pe modelul, dacă mai țineți minte, când ne jucam noi fotbal când eram mici și era unul bun care zicea stau eu în apărare ca să nu luăm gol și când vedea că se îngroașe gluma, îl trecea pe-l treci, mă, tu și stai aici că mă duc în atac și vă dau și gol. Și rezolva tot meciul. Exact. Așa și Alaba a urcat în atac, a centrat pentru golul de 2-1 și eu mă joc predictor, că e pe site, pe UEFA, da, site-ul UEFA. Și există și aplicație. Sunt niște joculețe de-astea, fantasy football. Poți să-ți faci echipă și poți să prezici rezultatele meciurilor. Dar nebunii cu asta, tot meci, da. Și eu acolo am pus că bate Austria cu 3-1. Lasă asta, că asta e nimic în comparație cu ce ai făcut. George a zis că nu mai iese, că nu mai am nicio șansă. Și un prieten cu care joc, sunt în competiție acolo, mi-a scris că n-am nicio șansă. Așa. Și am zis, zic, la 2-1. Și eu i-am scris, zic, marchează Arnautovic în minutul 88 pentru 3-1. Asta e la... Și minutul... Stai puțin, ăsta e la bun de la West Ham sau de unde e? De-a intrat pe parcurs? I-am zis, zic, are un atacant bomba Austria de la West Ham United, intră sigur Arnautovic. El nu mai joacă de 3 ani la West Ham, acum e la Shanghai Port, așa se cheamă în China. Da. Dar băiatul a intrat și a marcat în minutul 89 fără... Practic, era 88 și 30 de secunde. Exact. Da. Cum ar veni, am fost foarte mândru de profesia. Am crezut că nebunesc. Eu noi ne-am bucurat acolo mai tare ca austriecii. Da! Da, pentru că majoritatea celor din preajma noastră erau, țineau cu Macedonia. Da, și eu eram simpatizam. Eu mă bucuram pentru Luca, de fapt. Mi-e teamă să nu se înțeleagă greșit. Luca a sărit, a îmbrățișat. Da, știi că am câștigat bani. Da, da. Adică era ceva foarte frumos. A fost prinde personalități pe stadion și în preajma noastră, dincolo de noi, ca să zic așa. I-am văzut pe Gheorghe Hagi. Gigi amândoi în spatele noi. Gheorghe Hagi și domnul Hagi și domnul Gică Popescu și-au cumpărat bilet să stea lângă noi. Erau exact, puțin mai în spatele nostru, că n-au vrut să stea în față să am văzut și pe Ciprian Marica. Ciprian Marica era îmbrăcat. Domnul Striblea am văzut că era la toți la ăștia meci despre care vorbim, eram la tribuna a doua. Da. Să înțeleagă oamenii să nu creadă că am fost noi nu știu ce sector pentru VIP-uri sau ceva. Nu, nu am fost la tribuna a doua. Și pe domnul Moise Guran parcă l-am zărit prin tribune. A fost în peluză. El e suporter. După aceea ne-am dus și le-am mâncat mâncarea la austriești să se învețe în minte să mai bată pe bieții macedoni. Băi, cred că mai e un detaliu care trebuie remarcat. Nu știu cum naiba ni se întâmplă doar nouă. Am ieșit de la stadion, repede, repede, să fugim către o cârciumă, că așa ne stă nouă bine. Am tradițional la o cârciumă austriacă din... Și la un moment dat, în drumul nostru spre metrou, am văzut așa cum traversează strada două domnișoare cu niște tăvi. Ah. Băi, și au traversat fix pe unde... Pe unde treceam noi? Nu, adică... au traversat la noi, nu? La... Pe unde trecea. Corect, au traversat la noi, împărțeau niște tacos. S-au oprit în dreptul nostru, nu mai aveam nici să cred. Bune tacos, alea a fost foarte bun. Și a mai fost un moment interesant când noi am plecat, începuse ploaia. Și jandarmeria scosese și mascația aia răi. Cu ninja lăi, cu testoasele, cu scuturi, cu nu știu ce. Și am trecut pe lângă o grupă, cred că grupa, nu știu cât aveau, cred grupa că mică. Erau 10 cam jandari. Așa, da. Frumos, stăteau cu scutul la picioare, toți negri cu măștile alea. Și pentru că începuse să plouă, eu am remarcat ce frumos e cu scutul și le-am zis, a, e foarte tare că voi dacă plouă mișto, scutul deasupra capului faceți broască țestoasă și nu mai, nu vă mai plouă. Da, nu știu ce. 10 perechi de ochi. Pe mine? N-a schițat unul nimic. Bine, nici nu ai putea să vezi că erau mascați, dar unul a răspuns, s-a uitat la mine. Hai să auzi, hai să trecem mai departe. Poate nu te-au auzit. Mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.